Bună, ce faceți, dragii mei? Bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu, la un nou filmuleț de data asta. Am intrat să mai vorbesc aici cu voi și să vă mai arăt, bineînțeles, diferite chestii. Eu tocmai ce m-am vopsit mai devreme, se vede că părul este încă umed. Nu vă luați de cărarea mea, dar oficial eu nu știu să îmi fac o cărare. Bine, acum nici nu m-am complicat să o fac. Doar l-am desprins și cam atât, dar nu i-am făcut nimic pentru a face o cărare. L-am pieptănat. Iar acum a început să se umfle pentru că începe să se usuce. Dar m-am vopsit că se dusese negru din față și era foarte ciudat în față o culoare, la spate o culoare. Și am zis să vă spun și vouă. Bine, este și evident că m-am vopsit, că se vede cât de negru este. Și voiam să vă mai arăt cât de mult a crescut. Ne uitați. Vedeți? Ia uitați și aici. Nu vine să cred cât a crescut. De data asta nu o să-l mai tund o perioadă de câteva luni, decât dacă necesită la vârfuri, dar scurt nu o să-l mai tund. Că îmi place prea mult. Așa, să povestim până vă arăt ce vreau să vă arăt. Ieri, efectiv, a fost o zi plină. Am avut de alergat o grămadă, deci efectiv am ajuns acasă terminată de obosită și culmea că am umblat cu mașina din magazine, magazine. După aceea ne-am luat tricicleta și bicicleta și am plecat să colindăm din nou tot orașul. Dar să vă spun așa în mare ce am făcut. Am fost și-am mai făcut cumpărături din Lidl pentru noi, ce anume nu am găsit data trecută la Scenic. Ca idee am luat niște sticle de lapte, am luat niște sushi, că îmi place mie foarte mult. Ce-am mai luat? Capsule de cafea, niște iaurturi, carne, chestii de genul, pe care nu mai știu cât am dat, 250 de lei, nu mai știu, ceva de genul. După care am fost să mai facem cumpărături și pentru socrii mei de la Scenic, am cumpărat foarte multă carne. Am fost și am cumpărat băutura pentru moțul lui Bebe, pe care am trimis-o la țară. Am fost și-am mai cumpărat baloane, încălțăminte pentru Enis, pentru grădină, adică papucei pentru interior la grădiniță. Când am fost să cumpărăm papucei, a fost Sorin cu Enis și au cumpărat și roți ajutătoare. Abia aștept să vi le arăt, pentru că sunt din acelea cu lumini, luminează seara și Enis este fascinat și mega încântat. Deci am colindat o zi întreagă, asta fiind ieri. Iar astăzi am fost la tatăl meu pentru că a avut pomană bunicii mele, a gătit moașa mea, care vreau să vă spun că a fost bucătăreasă și a făcut o mâncare demențială. Au mâncat și copiii și noi și toată lumea. Am mâncat exagerat de mult astăzi, culmea. Dar a fost mâncarea prea bună și nu știu, parcă mâncarea de la pomană este cea mai bună făcută în acele vase foarte mari. Cei care știți, mă înțelegeți și sigur rezonați cu mine. S-au întâmplat multe și astăzi, dar mi-au venit niște colete, am făcut și niște cumpărături din Dede Manier și aș vrea să vi le arăt. Vreau să încep întâi cu un colet de la H&M cu hăinuțe pentru Ianis. I-am dat comandă de aceste hăinuțe și o să-i mai iau la sfârșitul lunii câteva și după aceea în septembrie câteva. Adică o să-i cumpăr mereu cam ce are nevoie, pentru că începe din nou grădinița, de data asta grupa mijlocie, pentru că, da, nu vine să cred, am un băiat foarte mare. Haideți să vă arăt ce... Dați puțin că îmi dă părul pe față și mă enervează. Să vă arăt coletul de la H&M. Stați că ideea că nu știu cum să le mai pun. Așa.
aici tot ce este numai pentru Ianis. Am scos eu mai devreme, dar eu le-am desfăcut toate. I-am luat traininguri de data asta. Ia uitați ce training frumos. Plin cu ursuleți. Și pe spate este la fel. Îmi place mult de tot. Eu i-am luat mărimea 98, pentru că el de la H&M poartă 98. Aici sunt pantalonașii. Au aici chestia asta strântă. Dar ca idee, e foarte frumos. Ianis l-a pupat pentru că e foarte încântat de el. Bineînțeles, când l-am comandat, l-am întrebat dacă îi place. Mai avem aici un training și mai lipsește unul. Am dat comanda separată, dar cred că o să ajungă mai târziu. Așa arată. Cu mânici verzi, scris. Și ăștia sunt pantalonii. Aici se văd cam albaștri, turcoază, închis, nu știu, dar în realitate e un super verde din ăla, verde-verde. Așa. Aici mai am unul. Cu cățeluși. Așa, toate sunt 98. Iar aici sunt pantaloni. Sunt foarte frumoase toate. Bine, de material nu mai zic, știți că este unul dintre cele mai bune materiale. Aici am luat șosete. Eu i-am luat mărimea 22-24 la șosete, pentru că la astea se încadrează. Sunt aici, astea maro, cu așa, astea mai deschise, iar aici sunt așa cu linii. Și aici cu mai mulți, nu vin în minte, am un lapsus. Rechin. Și am luat 4 perechi. V-am zis, i-am luat acum atât, pentru că din nou la sfârșitul lunii știa care suntem, o să-i mai comand o serie și după aceea o să-i mai comand și în septembrie în caz că mai are nevoie de ceva, adică după ce începe credința. Pe astea le-am luat acum și aici am luat boxeri pe care chiar vreau să vi arăt că sunt foarte drăguți. Sunt de copilaș, bineînțeles, și pot să vi arăt cu animăluțe. Mie mi-a plăcut imprimeul ăsta cu jungla foarte mult. Ăștia sunt simpli. Boxer de bebeluși. Ce părere aveți? Din nou, încă un model așa. Sunt 5 perechi în set. Pe 5 perechi am dat 60 de lei. 60 de lei, parcă. Ăștia sunt simpli. Și din nou ăștia ca ceilalți, deci sunt 3 așa, da. Sunt 3 la fel și 2 diferite, boxe de bebeluși. Și cam atât, cam astea au fost de la H&M. Mai trebuie, v-am zis, să ne ajungă încă un training pe care am gândit să-l dau separat după comandă. Și pentru că vine
moțul lui Bebe, am luat câte un cadou pentru naș și pentru moș, nu ceva complicat, dar ceva destul de frumos. Și bineînțeles că am de gând să vi le arăt și pe astea. Sunt extrem de frumoase, minunate și superbe. Am să mi le iau și eu pentru că am nevoie și îmi plac extrem de mult. Am cumpărat un set de pahare din Dedeman. Sunt pahare pentru whisky din alea dubi, groase. Le găsiți în Dedeman pentru cei care vă interesează. Ia uitați-vă. Au acest imprimat, dar sunt foarte mari. Și aici au o dungă... Mă strică bebele, dar nu înțeleg. Sunt pătate, dar nu știu de ce. Adică au niște urme. Și aici sunt așa aurii. Dar sunt superbe. Îmi plac extrem de mult. Stați puțin să vedem ce se întâmplă cu bebele. Dar de fapt face așa pentru că îi place ceva la televizor. Și ca idee, stați puțin să pun paharul înapoi pentru că nu vreau să-l sparg. O să-l împachetez atunci și o să pun fungă de cadou. Stați puțin că nu vreau. Așa arată. Sunt 6. V-am zis, le găsiți în Dedeman, set, pahare. Sunt și mai subțiri ca astea și erau mai ieftine cele mai subțiri, dar nu vi le recomand pentru că erau prea subțiri. Deci, dacă dai cu degetul în ele așa mai tare, se spargă. Astea sunt super ok la grosime. Mi-au plăcut extrem de mult. Asta le-am luat la Moș. Știu că își dorea și astea chiar sunt ce trebuie. Și la Naș. Naș așa a dorit o lenjerie de damasc, iar dorința aia a fost îndeplinită. Și într-adevăr este superbă. Este gen din aia cum găsiți în hoteluri. Este pe crem. Se vede aici că are dungi, așa este toată cu dungi. Conține un cearceaf de pat cu elastic, un cearceaf pentru pilotă, două fețe de perne pătrate și două dreptunghiulare, dar modelul este ăsta, este crem. Așa. Și uitați aici ce dungi frumoase are, deci chiar îmi place, e super finuță. Și abia aștept când o să o pună să-mi trimită poze să vedem cum arată pe un pat în realitate. Este așa plină de dungi. Și v-am zis, este de damasc. N-am avut niciodată și să vedem dacă o să-mi și cumpăr. Și eu sunt cumva fană lingerie, dar lingerie cu model, nu știu de ce, dar mie alea îmi plac, fiecare cu gusturile lui. Da. Și cam asta a fost ce am vrut să vă arăt. Eu am filmat și cumpărăturile din Lidl, dar nu mai vreau să pun acum cumpărături și să vă arăt. Șterg partea cu cumpărăturile din Lidl și mă mulțumesc cu ce v-am arătat aici, pentru că nu vreau să vă sufoc cu atâtea cumpărături alimentare, bineînțeles. Și sper că v-a plăcut și vouă, îmi doream mult să vi le arăt, pentru că hainele vreau să le scot etichetele, să le spăl, să le pun în mobilă, că se apropie grădinița. Astea vreau să le împachetez și să le pun în pungi de cadouri și de asta am zis să vi le arăt acum, pentru că sunt cam pe ultima 100 de metri. Bine, mai sunt 2 săptămâni, dar vreau să fiu pregătită din timp cu tot ce se poate, pentru că, după cum vedeți, timpul zboară efectiv. Și voiam să vă mai spun o chestie pe care am văzut-o al arterii. Bebele are afte, ies dinții, știți că v-am spus în 3 vloguri la rând că ies dinții, 3 măsele, 3 canini. Și peste asta, una peste alta, a făcut și afte și dau tratament pentru afte. Acum este mai bine, a început să mănânce, dar în zilele trecute a băut numai lapte, a făcut febră, a fost cumplit, nu știu de unde le-a luat sau cum le-a dobândit. Cert este că afară bagă mâna în gură și presupun că de afară și de mizerie, că afară automat e mizerie când ieși în parcuri și în locuri aglomerate și așa mai departe. Dar suntem pe drumul cel bun și cu asta și ne bucurăm. Cam asta am vrut să vă arăt. Bine, ador să vorbesc din nou cu voi. Dacă v-a plăcut ce v-am arătat astăzi, ce am vorbit, ce am discutat aici cu voi, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu, pentru că îmi place mult să interacționați cu mine. Vă pup și merg să pun toate astea la locul lor
și să văd ce fac copilașii. Ne auzim data viitoare cu un vlog mai lung, pentru că o să mergem la țară și vrem să pregătim unele chestii de mâncare și vreau să vă arăt și vouă. Vă super mega pupicesc!